Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și astăzi fac citirea pentru weekend, pentru vibrația zilelor 28 și 29. Voiam să menționez ceva. Vibrația zilelor înseamnă următorul lucru, că în aceste zile, pe aceste date, în acest weekend, spre exemplu, se pot întâmpla lucruri. Pot apărea gânduri, pot apărea revelații care au legătură cu diverse domenii din viața voastră. Drept urmare, ele pot începe, pot căpăta o formă, pot căpăta o formă de la nivel de intenție, să spunem, până în faza în care se vor și materializa. Nu este obligatoriu ca fix în acest weekend lucrurile despre care vorbim aici să se și întâmple. Ca și intervale de timp aici, avem luna aprilie, luna mai. Deci ceva ce voi gândiți weekendul acesta, evenimente, persoane, mesaje, gânduri, etc., pot căpăta contur în intervalul pe care l-am menționat anterior. Am simțit să aduc această claritate asupra deznodământului ca să știți exact la ce vă așteptați. Pe de altă parte, aici vorbim despre potențialurile de manifestare. Între potențialul de manifestare și alegerea unui om este cale lungă. Această cale lungă se numește liberul arbitru. Poate alege să facă acest lucru, poate să nu aleagă să facă acest lucru. Energia ne scoate la iveală potențialul cel mai apropiat de combinația energiilor voastre în momentul prezent. Mâine poate fi altceva. Nu am inventat eu lumea. Asta se întâmplă. Așa este creația. Bun. Acum încep prin a vă reaminti cât de minunați sunteți și să pornim la treabă. Pentru acest weekend, în Lenormand, avem arcanele bărbatul și femeia. Este un weekend în care gândul vostru este la relație, poate ceva din ce ați auzit, poate ceva din ce ați văzut sau pur și simplu poate fi un weekend nostalgic. Fiți cu băgare de seamă că energia, conform simțurilor mele, este un pic ciudată, să-i spunem. Nu am alt adjectiv, este ciudată, ciudățică. Se întâmplă niște lucruri în culise pe care nu le vedem, nu le înțelegem și atunci este de înțeles această neliniște sufletească pentru foarte mulți dintre voi. Și avem așa. Pe sâmbătă, judecata și puterea și bărbatul. Poate voi aveți vreo revelație în legătură cu persoana la care vă gândiți, ce a însemnat exact pentru voi. Poate persoana la care voi vă gândiți are un soi de revelație majoră, interioară. Poate se trezesc cumva într-o realitate diferită, vă văd într-o lumină diferită. Aici există o tendință de a vă vedea diferit și de a vă vedea atrăgători, pasionali. Judecata spune că m-aș întoarce, aș relua o conexiune sau revizuiesc, traversez încă o dată trăirile mele interioare în legătură cu ceva care este de interes pentru mine în momentul prezent. 2 și 8 au ca sumă 10, iar 10 este rescrierea. O persoană masculină, o energie masculină din viața voastră poate rescrie ceva. Poate hotărâ ceva în legătură cu un eveniment din viața sa care nu a fost plăcut și acum se poate transforma. Sau persoana la care voi vă gândiți, dacă sunteți doamne, chiar și dacă sunteți domni, se poate reorienta, poate ajunge la sentimente mai bune, mai nobile, mai blânde în ceea ce vă privește, dacă sunteți în separare. Pentru duminică avem femeia și din nou judecata, dar de această dată cu pusnicul.
Pusnicul înseamnă o perioadă de izolare, o perioadă de retragere în care caut să înțeleg, în care caut să depășesc anumite obstacole sau o perioadă în care pur și simplu caut să văd ce fac de acum înainte. Dar în această căutare capăt și o altă perspectivă. Se face cumva lumină în mintea mea, în sufletul meu apare claritate, apare o simțire nouă care mă poate ajuta. Sau mai există faptul că aici îmi dau seama totuși cât de mult înseamnă o persoană pentru mine. Figurile acestea din Lenormand înseamnă evident energie masculină, tată, soț, prieten, coleg de serviciu, copil și așa mai departe, mamă, soție, iubită, amantă, copil, fetiță și așa mai departe. Deci toate aceste lucruri pot să interacționeze până la cel mai mic nivel. Haideți să vedem astrologic ce ne aduce weekendul. Cred că se mută luna în berbec, lună care va acționa impulsiv. Este o tendință de a acționa impulsiv. Dacă sâmbătă avem tendința de a acționa impulsiv vis-a-vis de persoana la care ne gândim, duminică lucrurile se mai calmează puțin. Casa a treia vorbește despre comunicare, vorbește despre copii, despre familie. Poate cineva din familia voastră acum ajunge la sentimente mai nobile în ceea ce vă privește, se liniștește un conflict în familie sau pur și simplu casa voastră va avea parte de liniște weekendul acesta. Poate aici aflați sau discutați despre o tranzacție a unui cuplu pe care îl cunoașteți, parte integrată din familia voastră, dar nu neapărat, care vor să facă o achiziție și au nevoie de ajutorul vostru. Aici mai poate însemna și faptul că sunt foarte prinsă în gânduri care mă duc evident către relația mea și către ce să fac de acum încolo, ce am de făcut eu de aici înainte. Energia din acest weekend cere o reevaluare sinceră și onestă a interacțiunii dintre doi oameni. Realist, exact cum spuneam. Și aici apare soarele, am un set de cărți de tarot, soarele din nou și arhetipul fecioară, realist, iată, fecioară. Dacă sâmbătă veți avea așa o trăire mai impulsivă, vă cuprinde neliniștea, duminică lucrurile se liniștesc puțin și intervine această schimbare de perspectivă. Am cifra 5 și vibrația 5 caută liberare, caută înțelegere, caută creștere, caută armonia. La nivel de relație, justiția, roata norocului și justiția. La nivel de relație, acela dintre voi care este mai realist va căpăta o nouă perspectivă despre cum ar putea să facă lucrurile să funcționeze sau să le închidă. Aici cineva poate încheia definitiv o conexiune. Pentru alții dintre voi, discutați, planificați, puneți la cale un contract sau o închidere, o acțiune care a durat de ceva timp. Regina de monede vorbește despre mamă. Unele dintre dumneavoastră, doamnelor, vă faceți temele sau căutați să înțelegeți cum veți face de acum înainte să fiți pe cont propriu. Alții dintre voi primiți o vizită de la o energie feminină. Mama, fata, sora, care se anunță a venit de la depărtare. Roata
vorbește despre o karmă pe linie de energie feminină, de dragoste, care mi-a scăpat în permanență printre degete. Dar aici energia feminină din cuplu realizează ce se mai poate face și ce nu se mai poate face. Pentru regina de monede, o carte. Opt de spade. Regina de monede se luminează într-o privință și va începe un proces de curățare. Adică, pentru cei care sunteți în energie feminină în cuplu acum, ajungeți la o concluzie importantă în legătură cu relația voastră și porniți pe o cale a aprecierii de sine, care indiscutabil vă va ajuta foarte mult. Vă dezlegați de o karmă, încheiați o acțiune care nu v-a fost benefică, încheiați un ciclu în care v-ați tot învârtit, poate cu tristețe, dar și cu convingerea că se poate mai bine. Pentru alții dintre voi, persoana la care voi vă gândiți acum este reținută în gândul propriu și nu poate avansa din cauze financiare sau din cauza lipsei de stabilitate sau din cauza unui conflict interior pe care l-au sau a unei traume de abandon. 10 de monede este succes. Dragii mei, vă îndreptați către un succes. Roata norocului și 10 de monede aici spune că puteți depăși un obstacol important, un obstacol care până acum părea de neclintit din relația voastră, pentru că se aliniază pentru voi planetele. Dar este necesară o comunicare. Pentru cei care nu comunică în acest moment, trebuie să găsiți o formă să pătrundeți acolo. Sau poate că această non-comunicare, această tăcere dintre voi este răspunsul de care voi aveți nevoie pentru a merge mai departe. Progres aici se anunță. Unii dintre voi divorțați, am și justiția și regina de spade, sau unii dintre voi ajungeți la concluzia că trebuie să puneți capăt unei relații care v-a consumat pe interior, dar cu precădere mental. Este un weekend de liniște, după care puteți să ieșiți împliniți la nivel de conștientizare. Pajul de spade vorbește despre voi face niște lucruri altfel, voi face niște lucruri îndrăznețe, pot acționa imatur sau din impuls, dar acest lucru va fi benefic. În egală măsură, persoana la care voi vă gândiți poate să facă ceva ieșit din comun, atipic, și dintr-o dată, din lipsa de comunicare, să vă trimită un mesaj așa pe care să nu-l înțelegeți. 8 de monede vorbește despre o colaborare, dar în egală măsură și despre cineva care ia hotărârea de a înainta singur, pe propriul său drum, dar și liniștit, în păcat că lucrurile s-au așezat așa cum s-au așezat. Pajul vorbește despre intenție, despre cineva care vorbește mult, dar face puțin. Sau despre cineva care a spus niște lucruri, dar nu a avut o bază solidă să le susțină. Poate a făcut promisiuni deșarte. Poate a vorbit despre niște lucruri care nu se pot realiza. Nu se pot materializa. Pentru alții dintre voi, cred că sunteți implicați într-o poveste de trio amoros, iar persoana la care voi vă gândiți are familie, însă nu este împlinită acolo. Fie este o relație de conveniență, fie nu s-au așteptat la așa ceva. Dar pentru ca voi doi să fiți împreună, ei au de trecut niște praguri legale. Nu vor putea veni
în întâmpinarea voastră emoțională până ce nu vor rezolva concret, pe hârtie, statusul relației în care se află în acest moment. 7 de cupe. Relația dintre voi în acest moment are mai multe direcții pe care o poate lua. Și voi aveți alegeri de făcut și ei au alegeri de făcut. Weekendul acesta nu va aduce neapărat o concluzie definitivă, dar se plantează în sufletul vostru o idee, o idee de stabilitate sau în sufletul lor. Această confuzie aici poate să nu fie neapărat confuzie, poate să fie cineva care stă și analizează un drum, un potențial și care s-ar putea să ia totuși o decizie greșită, o decizie impulsivă, o decizie imatură sau o decizie asupra căreia nu a zăbovit prea mult timp pentru că nu avea toate datele la dispoziție, nu avea imaginea de ansamblu. Mai luăm o carte aici. 4 de băte. Acest weekend este într-adevăr despre relația voastră cu potențial de uniune, dar atunci când cineva se va maturiza. Aici persoana la care voi vă gândiți are o energie, o vibrație imatură, nu știe ce vrea. Se pot întâmpla N luate câte K. Absolut orice poate interveni aici, dar cineva trebuie să își asume o existență de om matur și să iasă din du-te vino, din convingerile acestea imature. Cineva până acum nu și-a asumat o relație, nu a vrut să-și ia un angajament scris, un angajament concret. Iar după acest weekend, cumva, persoana la care voi vă gândiți poate ajunge la o concluzie și se poate gândi la acest potențial de relație între voi. Pentru că acum este momentul. Mai vreau o carte pentru roata norocului aici. Nouă de spade și 4 de spade. Cineva poate rupe tăcerea. Începând cu acest weekend, cineva poate rupe tăcerea. Da. Asta se poate întâmpla. Este o energie de analiză, este o energie care duce către concluzii și cineva ajunge la o concluzie și poate rupe tăcerea dintre voi doi. Așa brusc și dintr-o dată. La nivel financiar, 3 de spade, 8 de cupe și soarele. Văd pentru mulți dintre voi o schimbare la nivel de serviciu, o oportunitate care până acum a fost bună pentru voi sau un serviciu care până acum a fost bun pentru voi a apus, a pune și este timpul ca voi să mergeți mai departe. Soarele acesta va răsări din nou, deci un orizont nou este acolo pentru voi. O nouă oportunitate se va arăta în foarte scurt timp. Poate sunteți prinși într-o situație de afacere care are nevoie de o reevaluare și trebuie adăugat ceva nou aici sau trebuie schimbat ceva. Are nevoie de o revizie. Poate unii dintre voi aveți nevoie de o revizie pentru mașină. Și atunci aveți nevoie de bani pentru aceasta. Alții dintre voi sunteți nevoiți să interveniți în ceva care are legătură cu copiii voștri. Iar la nivel financiar este un ciclu prin care treceți și lucrurile se vor stabiliza. Să vă gândiți bine acum când vă hotărâți să faceți schimbarea pentru serviciu, să nu fie așa din, nu știu, orgoliu, că poate fi pentru unii dintre voi să vi se fi promis ceva și atunci să ziceți, nu s-au ținut de cuvânt, eu plec.
Regele de monede vorbește despre abundență, dar mai vorbește și despre venit fix, același lucru în fiecare zi, despre stau în zona mea de confort, nu vreau să încerc nimic altceva. Vorbește despre același serviciu de 5, 10, 15 ani și aici văd o nevoie de a schimba ceva, dar să fie poate la fel de bine plătit sau chiar mai mult. Și da, va apărea o altă oportunitate stabilă, care să fie pentru voi parte din rutina voastră, să fie modalitatea voastră de a vă câștiga veniturile, dar trebuie să ieșiți voi din zona voastră de confort. O nouă oportunitate de job nu vă scoate din stabilitate, ci din contră. Va fi stabil, dar văd că v-ați plafonat la locul actual de muncă. Și șase de bâte vorbește despre victorie. Veți reuși să vă găsiți altceva, la fel de bun, dacă nu cumva mai bun, pentru că în locul actual de muncă, dacă lucrurile nu mai funcționează, este momentul să părăsiți barca, să mergeți către ceea ce vă doriți voi, să aplicați la alt job. Pentru alții dintre voi, la nivel de afacere, de sine stătătoare, puteți semna un parteneriat cu cineva. Și astfel entitatea voastră juridică va deveni mai stabilă. La nivel de sănătate și stare emoțională, văd că aveți nevoie de odihnă. Să știți că va fi un weekend ciudățel, v-am spus, energetic, în care starea noastră emoțională va fi lipsită de entuziasm. Dar explicația pentru acest lucru ar fi că s-a strâns, s-a acumulat foarte multă energie negativă, foarte multe nemulțumiri în egregor, în câmpul colectiv mental și pentru a curăța această energie joasă din mintea noastră este nevoie de odihnă. Se poate reaprinde bucuria și vitalitatea, dar este nevoie de odihnă și de structură, de lucruri foarte bine trasate și să facem fiecare lucru, să facem pentru noi exact ceea ce trebuie în momentul în care trebuie, nu toate deodată. Zece de monede. Săptămâna viitoare ne vom simți mai bine. Pentru sănătate s-ar putea să vă gândiți, să puneți niște planuri la cale. Văd aici posibil o internare, văd un soi de terapie pe care o puteți începe. Uite, vindecare. În sfârșit. Alții dintre voi primiți o veste bună că vă puteți externa din spital în cazul în care sunteți acolo. Analizele sunt ok, dar sunteți lipsiți de vitalitate și asta este o chestiune generală care se aplică pentru toată lumea. Magicianul spune că la nivel emoțional starea noastră de spirit depinde doar de noi înșine. Și aici mă includ, pentru că, da, într-adevăr, dimineața când deschidem ochii, noi hotărâm dacă vom fi bine sau nu vom fi bine. Și mai vorbește despre ceva magnetic. Poate puteți să faceți niște proceduri cu ultrasunete, cu diverse aparate sau începeți, vă pregătiți pentru o fizioterapie, chestii de genul acesta. Unii dintre voi aveți nevoie de masaj, de kinetoterapie. Unii dintre voi aveți nevoie să eliberați tristețea, o tristețe care are legătură cu familia, pentru că lucrurile se vor îmbunătăți în această direcție. Este un weekend pentru liniște, să știți, și meditație, calm. Dacă vom comunica, trebuie făcut totul cu calm. Este un weekend în care ce vom gândi, aia vom face. Se repetă justiția. Unii dintre voi veți porni pe un drum care acum va fi bun. Se produce o schimbare
datorată faptului că voi căpătați o altă viziune asupra lucrurilor în care sunteți implicați și acest lucru va fi foarte avantajos pentru voi. Energie, v-am zis, este o lipsă de energie, mai ales sâmbătă. Deci sâmbătă, să știți, aveți nevoie de niște leacuri, de ceaiuri, de lichide, de energie, de vitamine. Nu vă îngrijorați, este doar o stare temporară și lucrurile se pot remedia. Vreau să văd aici la relație persoana voastră iubită ce ar putea să spună. Anima mundi. Între voi doi, dragii mei, se poate întâmpla orice. Orice. Dar în esență, să știți că relația dintre voi doi are rolul de a-l trezi pe celălalt. La viață, spiritual, la iubire. Sunteți unul pentru celălalt maestru. Să încercați să stați liniștiți și calmi weekendul acesta și să nu disperați, pentru că totul este trecător. Am două talismane care se repetă la fel, protecție. Sunteți sub protecție divină. Ceea ce trebuie să se întâmple, se întâmplă. Nu putem evita, pentru că noi am atras. Văd foarte multe simboluri religioase aici în weekendul acesta. Nu știu, poate vă simțiți voi așa, vă rugați sau mergeți la biserică, cine știe. Această transformare vine dintr-o comunicare neașteptată care vă încântă auzul, dar atenție că vă poate și bulversa. Vă încântă auzul, cineva vă încântă auzul, posibil să vă spună ceea ce vă doriți, iar voi, în această conjunctură, trebuie să fiți înțelepți și să vă gândiți când auziți ceva, ce anume se întâmplă acolo, pentru că acțiunile persoanei la care voi vă gândiți pot fi imature, dar în egală măsură sunt și ceea ce trebuie să fie în acest moment pentru ca voi să puteți evolua și să ajungeți la iubire, la armonie. Am talismane superbe aici. Este un weekend pentru relaxare sau dacă interacționați cu persoana iubită sau dacă sunteți într-o căsnicie, să vă liniștiți, să nu mai luați totul atât de în serios. Și am foarte multe inițiale. Am P, M, R, V, T, Q și X. Alegerea de a închide ceva, pentru că este un drum închis, în legătură cu Mister, cu această energie masculină, sau este o hotărâre pe care acum, în sfârșit, o iau. Zilele de vineri, zilele de luni, poate ceva ce s-a întâmplat vineri să fie pus în aplicare luni. Vedeți cum rezonează cu voi informația. Mai iau o carte, uite, mai iau o carte din setul acesta să văd ce v-ar putea ajuta. Angajamentul. În acest weekend, prin perspectiva pe care o căpătați, vă puteți lua un angajament față de voi sau cineva își ia un angajament față de voi să vă protejeze de acum înainte sau cineva realizează în sufletul său ce a însemnat relația, ce înseamnă relația, ce poate însemna această relație dintre voi doi. Cu închidere, adică o decizie la care ajung și asta este. Asta este. Bun, vă îmbrățișez tare, să fiți bine, să ne reauzim sănătoși și data viitoare. Vă mulțumesc! Pa, pa!